Ați aflat știrea, da? Membrii legendarei formații ABBA, cum pronunță suedezii, au fost decorați de regele Suediei, Carl al XVI-lea Gustav. Ei au primit ordinul Vasa, creat în 1772, pentru a recompensa persoanele care au adus servicii semnificative statului și societății, în special în domeniile agriculturii, comerțului, metalurgiei și artelor. În 1975, Suedia a decis să nu mai acorde acest ordin propriilor cetățeni, considerându-l prea anacronic. Însă Parlamentul a restabilit această practică în anul 2022. Dar nu asta este important acum. Important este că asta a fost o ocazie rară pentru fanii trupei ABBA de a-i revedea pe toți împreună. Și asta pentru că, doar pentru că, cei patru ar fi săvârșit un act de lezmajestate dacă ar fi refuzat să se prezinte la Palatul Regal din Stockholm să-și primească decorațiile din motiv de jenă de apariții în public la bătrânețe. Foarte respectuoasă atitudine și normală din partea celor patru artiști față de monarhia țărilor. Nu la fel de mult respect, adică mai exact niciun fel de respect au arătat membrii formației ABBA față de milioanele de fani din lumea întreagă care i-au așteptat cu sufletul la gură până în ultima clipă la ediția de anul acesta a concursului Eurovision, desfășurat taman în Suedia, pentru a celebra la ei acasă, împreună cu toată Europa, 50 de ani de când ABBA a câștigat Eurovision și a schimbat fața acestui concurs pentru totdeauna. Mamele și tații Eurovisionului. Când spui ABBA, spui mai întâi Eurovision. Și când spui Eurovision, spui mai întâi ABBA. Thank you for still having faith in us. It really is an amazing privilege to be together again. I remember picking up my winnings after a very special bet I made on a very special competition. Asta e de la show-ul cu hologramele formației ABBA de la Londra. Ce ironic sună acum cuvintele astea. Vă mulțumim că încă mai credeți în noi. Îmi amintesc când am câștigat premiul acela atât de special la concursul acela atât de special. Cu toate acestea, în ciuda tuturor așteptărilor a sute de milioane de telespectatori din toată lumea, în ciuda tuturor așteptărilor a sute de milioane de fani care le-au cumpărat albumele și au făcut bogați și celebri, nu s-au sinchisit. Și ca să lămurim lucrurile până la capăt, de ce nu a venit ABBA la Eurovision? Iată ce declară pianistul de la ABBA, Benny Andersson. Nu vreau. Și dacă eu nu vreau, nu vor nici ceilalți. E la fel pentru toți patru. Unul zice nu, e nu. Apoi, Jorel Hanser, purtător de cuvânt al formației, zicea cândva un nu clar pentru revenirea la Eurovision. Nu erau astfel de planuri, era doar dorința fanilor. Pentru că aceste hoarde de fani, printre care mă număr și eu, nu valorează pentru cei patru nici cât o farfurie de chifteluțe suedeze la restaurantele Ikea. Și atunci probabil că albumul pe care membrii formației ABBA l-au lansat acum câțiva ani a fost pentru ei doar o modalitate de a-și mai rotunji conturile și nici de cum o dovadă de dragoste pentru cei care îi iubesc în lumea întreagă. Vă mărturisesc, am adorat muzica celor de la ABBA. Am crescut cu muzica lor și le-am ascultat cântecele de când mă știu și până în ziua de azi. Voi continua să le ascult muzica pentru că prea sunt legat de ea. Totuși, de acum încolo, pentru mine, cântecele lor vor avea gustul acela amar al despărțirii de o mare iubire. Umbra dezamăgirii e prea mare ca să poată fi iertată. Tak for music, ABBA.